Ok, deci s-a întâmplat cea mai ciudată chestie de acum foarte mult timp și deci sunt super fucking tripat. Deci, fucking shit. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de bine. Astăzi vreau să vă povestesc o chestie și să vă arăt câteva chestii foarte, foarte faine. Bun, am făcut, vedeți titlul, am făcut un upgrade, da? Am făcut upgrade la camera asta cu care filmez. Acum am un 600D, e o cameră basic, entry level, de 2 ani veche, gen eu am de 2 ani, camera de mai mult timp. Bun, așa că tocmai m-am întors de la F64 și am luat aici o pungă cu bunătățuri, o, da, și le fac reclamă pentru că am stat acolo fucking aproape o oră, că niște chestii pe care am vrut să le iau nu erau compatibile și am stat și am modificat factura. Și a fost foarte, foarte fain și băieții m-au ajutat cu tot și vreau să le mulțumesc foarte, foarte mult că a fost super de treabă. Massive shoutout to F64, super, super tare. Bun, dar după asta zic că o să mi se umple comentariile cu vai, că tip, copilul ăsta se laudă, frate. Ce pula mea, i-a luat părinții cameră și acum se laudă. Și ceva nu-mi pasă. Camera asta am luat-o din banii de YouTube. De când dracu strâng eu banii ăștia? Din septembrie, octombrie? Cam așa, septembrie, octombrie îi strâng. Bine, și-a mai fost și ziua mea, am mai primit niște bani de la colegi și de la părinți și niște chestii. Mă rog, nu contează chestia asta, de unde am banii, mă rog. Ok, hai să vedem ce avem în plasa asta, ok? Deci hai să începem cu începutul. Ce am luat aici? Avem grip, gen... Știu că... Fucking shit, video-ul ăsta zici că e o fucking reclamă de aia super cancer. Dar nu, dar stai, că după o să mă întrebi toată lumea cu ce cameră filmez și cu astea și așa, că o să le dau video-ul ăsta ca răspuns, gen... Na, mă, na! Cu asta filmez, na! Gen, pun două baterii în el, nu pun una, mi-am luat încă o baterie ca să țină mai mult, să nu stau să schimb bateriile. Bun. Căcatul ăsta îl face și mai greu, dar oricum o să stea pe trepied. Bun. Mai am chestia asta care e un fucking lifesaver. O să vă arăt imediat. E o bucată de fier, practic. Ok. Mai ceva pe aici? Nu. Deci, practic, eu am un microfon deasupra camerei, știi? Și mai am lampa asta, care, vedeți, face lumină, da? Mă rog, mă văd ciudat de la... Cam lumină, mă rog. Și eu nu pot să pun camera și lampa odată, pentru că am un singur hot shoe de ăla. Nu știu cum să vă explic, o singură patină pe cameră. Așa că am luat chestia asta. Zici că e în pungă de aia de la Kaufland, de pui fucking zarzavat. Mă rog, și aici am două hot shoe, vedeți? Gen, ăsta vine pe patina de jos și împarte în două patine. Și o să pot să-mi pun lampa aici și microfonul aici sau, mă rog, invers. Bun, aici am mai luat un card de 64, că am un căcat de card, un gherlă de card. Super blană cardul ăsta și un cititor mi-a venit bonus la el, USB 3.0. Tot gherlă de cititor de carduri aveam. Baterie, încă o baterie pentru grip. Și acum am momentul cel mare. Camera, oh my god, Canon 70D. Da, Canon 70D, filmez acum cu 600D, care e destul de gherlă și zic să-mi iau, mi-am zis să-mi iau asta. Bun, acum să trecem la story time. Deci, cât e asta? Acum e 10. Ajung la F64 pe la 8, știi? Frumos, mi-au camera. Mă rog, a fost niște neînțelegeri acolo că n-am luat ceva bine, nu era gripul bun. Mă rog, facem teste acolo cu camera, dacă totul e bine, dacă gripul merge, dacă toate astea. Și... Stătea ăla, vorbea cu mine și așa, testa alea. Îi zic că genus vlogger și căcat și mi-a luat astea din banii mei și mă rog, știi? Și îmi zice, păi frate, deci fix acum coincidență, tocmai acum a plecat un băiat care și-a luat tot un 70D. Fix acum a plecat. Și zic, wow, ce tare, ajung acasă frumos, intru pe un grupul nostru de Facebook. Bă, și văd Cezar Poiata 70D și le întreb, ți-l luat de la F64? Da, când? Acum. Gen, coaie, a rămas prost. La modul că mi-a zis ăla de Cezar, care a plecat acum 10 minute înainte să ajung eu. Gen, zici că ne-am vorbit, frate, să mergem să ne luăm și ne-am luat aceeași cameră. Asta e foarte tare, că ne-am luat aceeași cameră. What? Super, super tare. Nu știu, mie mi s-a părut super tare. Bun, hai să facem unboxing la camera asta. Avem hârțograie. Nu ne trebuie hârțogă... Ce? Garanție! Ne trebuie Canon 70 de manual de utilizare, funcții Wi-Fi. Și sunteți gata? Sunteți gata? Încărcător. Cablu USB. Încărcător, gen, da. Acum vine momentul cel mare. Bateria! Bateria, fucking bateria Canon, blană rău de tot.
Și strapul de pus la gât pe care nimeni nu-l folosește, dar măcar scrie 70 de pe el. Și o să mi-l pun la 600 de. Bun. Bun, acum hai să lăsăm, râdem, glumim, să lăsăm prostiile la o parte și să luăm camera. Bun. Asta este camera. Vine într-o de-asta super fucking fancy. Ok, asta e camera Canon 70D. E un pic mai mare decât ce am eu. Na, nou-nouță. E un pic mai mare decât ce am eu. E ok. Bun, hai să pun cadrul ăsta înapoi, na? Ok, deci știu că bateria asta e goală. Hai să văd dacă asta are ceva în ea. Văd că are și un sigiliu. Și cum e că de la aceeași firmă am bateria de replace și de la 600D, ceea ce e foarte, foarte tare. Bun, hai să văd dacă asta are puțin juice în ea. Hai să-i mutăm și gripul. Sper să înțelegeți că am făcut videoul ăsta doar ca să nu mă întrebați cu ce cameră filmez și chestii. L-am făcut special să vă arăt că, bă, facem un upgrade, investim în canalul ăsta și ne pasă, ok? Da, camera asta n-a fost ieftină, vă zic. Deci am luat-o special pentru canalul ăsta. N-am, gen, nu e ca și când mi-am luat un smartphone că pui mei, știi? Am luat o cameră ca să filmez videoclipuri mult mai calitative de acum încolo. Și sper să înțelegeți chestia asta. Dacă nu înțelegeți, păi atunci sper să muriți. Simplu. Deci da, cam asta a fost episod. Eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa!